constructorule, decorarea Marelui Stejan pentru ziua curcubeului a fost o idee minunată. Mersi, Ștrufițo, gata. Și Bebe Ștruf e foarte fericit. Bebe Ștruf, vreau să fiu eu primul care turează o zi a curcubeului fericită. Dacă nu va ploua azi, nu vom avea un curcubeu. Trebuie să înțelegi, Papa Ștruf. Dacă nu va ploua, nu va fi curcubeu. Și dacă nu va fi curcubeu, nu putem avea ziua curcubeului, nu? Ai dreptate, ștrunfele cochelari. Dar nu am avut niciodată o zi a curcubeului fără curcubeu. Ai dreptate, ștrunfele cochelari. Vai, să curcuțu Bebe Ștruf. Prima zi a curcubeului fără curcubeu. Chiar că este o situație tragică. Sunt sigur că Bebe Ștruf va supraviețui. Ștrufule Bleguț, când vei învăța... Te ajuns, ștrufule cochelari. Ai, îmi pare rău, Papa Ștruf. Știu, Bleguțule, trebuie doar să faci curățenie. Să vedem, așa, ploaie, ploaie torențială, ploaie cu pisici, ploaie cu câini, curcubeu. Ah, curcubeu, un arc pe cer care conține culorile spectrale în benzi consecutive format prin refracția, reflexia și dispersie. Ridicol! Toată lumea știe că sunt create de mama natură, doar pentru că ștrumfii să aibă un motiv pentru a avea o petrecere. Ei bine, nu vor sărbători ziua aceasta. Nu e nici măcar un nor pe cer. Asta e, cel puțin îmi pot termina capodopera. Nu poți face nimic, Papa Ștrumf, trebuie să avem un curcubeu. Din păcate, ștrumfiță, vremea este treaba mamei natură. Nu crezi că a uitat? E foarte bătrână să știi. Pardon, scuză-mă, Papa Ștrumf. E în regulă, ștrumfițo. Treabă, ce plictisitor. Crede-mă, tată timp, nu am mai văzut niciodată un astfel de anotim. Gheața se topește la Polul Nord, ninge în deșert, mai sunt și vulcani. Nu mai am timp pentru treburile locale. Mai dorești ceai? Nu, mulțumesc, nu mai am timp. Vai, tată timp, ce prostioare mai spui și tu. Dar tu ai tot timpul din lume. Poate că așa e, dar trebuie să plec. Asta e, să mai treci pe aici. Desigur, desigur. Apropo, m-am întâlnit azi cu un spiriduș care se plângea că... Da, știu. Dacă nu are curcubeu, nu are de lucru. Și săracii ștrunfi, azi e ziua curcubeului. Urăsc să-i dezamăgesc, dar am un vulcan de care trebuie să mă ocup. Treabă. Ce se întâmplă? Ștrumfurile leneș, ce fac ei acolo? Este un dans al ploii, Papa Ștrumf. Ei încearcă să aducă ploaia. Uimitor! Unii spun că la capătul curcubeului se află o oală cu aur. Pusă acolo de către un spiriduș Azrael. Mă întreb de unde ori face rost de aur. Alo? Papa Ștrumf? Alo? Vin imediat! Papa Ștrumf, cât mă bucur să te văd! Mulțumesc, mamă natură! Și eu mă bucur să te văd! Știu că poate par obraznic, dar, mamă natură, mă întrebam dacă... Știu că ești foarte ocupată. Mă gândeam dacă nu te putem ajuta cu ceva. Papa Ștrumf, ce minunat din partea ta! Vai de mine! Bineînțeles, chiar mă puteți ajuta! Da, Azrael, va ploua! O simt până mădva oaselor! Și voi fi pregătit! Spiritușule și aurul tău, pregătiți-vă că sosesc! Sunt sigură că nu vei avea nicio problemă, Papa Ștrumf. Trebuie doar să urmezi exact formula. Exact? Ei bine, Papa Ștrumf, știm amândoi că nu există o rețetă exactă. Așa e. Să-l pupi pe Bebe Ștrumf din partea mea. Te sigur. Pa, pa, pa. Micuții mei ștrumfi, mama natură a fost destul de drăguță să-mi împrumute cartea ei pentru curcubee.
știm cu toții că nu am puterele ei, ingredientele ei, experiența ei sau că nu-i cunosc secretele, dar cu ajutorul lacomului și al vostru s-ar putea să avem o zi a curcubeului. Ura! Bebe Ștrumf, cât mă bucur pentru tine! Ștrumfule constructor! Da, Papa Ștrumf? Acestea sunt planurile pentru un proiect foarte special. Să le urmez cu exactitate. Bine, Papa Ștrumf! Ștrumfițo, am nevoie de o duzină de violete sălbatice. Bine, Papa Ștrumf! Lacomule, scoate marea oală pentru budincă și asigură-te că este foarte curată. Voi avea nevoie de ajutor, cântărețule. O cutie de vopsea violet și o duzină de violete sălbatice. Le-am pus. O cutie de vopsea albastră și o duzină de albăstrele. Le-am pus. O cutie de vopsea verde și o duzină de ferici. Le-am pus. O cutie de vopsea galbenă și o duzină de narcise. 11 prăjiturele și o duzină de narcise. Ce? Îmi pare rău, Papa Ștrumf, nu avem vopsea galbenă. Îmi pare rău, Papa Ștrumf, dar am folosit-o pentru a-mi termina capodopera. Eu i-am sugerat să o curățe de pe tablou, dar el nu și nu. Ar fi o profanare. Oh, nu, arta înaintea vieții. Oh, nu, oh, nu. Ștrumfule cu ochelari. Da, Papa Ștrumf? Destul! De ce 11 prăjituri? Păi, eu am făcut doar o duzină, dar dacă vrei să știi, una i-am dat-o lui Bebe Ștrumf. Nici o rețetă nu este exactă. Funcționează, Papa Ștrumf, funcționează! Ce capodoperă! Da! Ce capodoperă! Ce frumos! Este gata proiectul special, constructorule? Da, Papa Ștrumf? Foc! Oh! Azrael! Plo! Și ce? Ura! Plouă, plouă, toarnă cu găleata, spiritul și-ți fărăie, iar când își va ascunde oala, eu voi lua. Încă un minut, micuții mei Ștrumf, un minut! După ce se oprește ploaia, după calculele mele, curcubeul va fi exact acolo! 10 secunde, 5 secunde... Uite-l! Uite-l! Trebuie să ne gândim, nu avem timp de pierdut! Trebuie să... Bebe Ștrumf nu este minunat? E grozitor, Papa Ștrumf! Papa Ștrumf! Da, pictorule, ce este? Nu vezi? Ce să văd? Curcubeul nu are culoarea galben! Nu are galben? Ei bine, Papa Ștrumf, mi se pare evident că ziua curcubeului va fi amânată. Din păcate. Ștrumfule cu ochelar, uită-te ce ai făcut. Pe cinstea mea, Papa Ștrumf, bebelușul ăsta plânge atât de tare că poate trezi și morții. Ia spuneți-mi, v-ați prostit cu toții? Am văzut eu multe curcube, dar n-am văzut niciodată unul fără galben. Îmi pare rău, Michael, dar Bebe Ștrumf a mâncat una dintre prăjituri. Serios? Ia spuneți-mi, și ce legătură are una cu alta? Vezi tu, mama natura a fost atât de ocupată și... Eu nu am urmat cu exactitate formula. Deci asta era. Cu siguranță nu-mi pot pune oala cu aur la capătul unui curcubeu incomplet. Vai, Papa Ștrumf, ăsta e cel mai frumos galben pe care l-am văzut. Asta e! Cu siguranță îmi pot lua aurul de la celălalt capăt. Să o facem! Aur! Aur! Gândiște-te, Azrael! O oală cu aur! Miau, miau! Ușurel, băieți! Orice ați face să nu vărțați niciun pic de aur! Mai, constructorule, sper că va funcționa! Așa glumețele, cu grijă! Dacă asta va merge, chiar că va fi o surpriză! Ești gata, sportivule? Gata! Foc! Ce este aia? Ura! Ura! Bravo, bravo! Sper că vei veni și tu la petrecerea noastră, Michael.
No, mulțumesc, Papa Ștrumf. Eu cred că mai bine trag un pui de somn, iar apoi mă voi duce să-mi iau aurul. Privește, Azrael! Uite-o! Este exact acolo unde am spus că va fi! Ce zi minunată! Este goală! S-a dus! Cine mi-a luat aurul? Aurul tău? Cine a spus asta? Aici sus, bunul meu om! Tu cine ești? Dă-mi înapoi aurul, piticanie! Aici nu vei găsi aur! Nu voi găsi aur? Calculele tale au fost puțin greșite. Acesta nu este capătul curcubeului, este începutul lui. Capătul curcubeului este tocmai acolo. Fii ar să fie! Vino, Azrael! Poate ajungem la timp!